Se pare că ți-am explicat totul, am arătat totul. Cred că nu este nimic complex în ceea ce privește munca noastră. Pasnicul vine după masa de prânz, iar noaptea, când ești singur, închizi ușa și dai drumul la marfă pe fereastră. Mai ai întrebări la mine? Femeia o privea cu atenție pe colega ei, Irina. Irina a dat din cap în sens negativ. Am înțeles totul, am mai lucrat într-un magazin asemănător, a spus Irina zâmbind. Așadar, nu cred că vor apărea probleme. Ei bine, a spus Olga, mă duc să mă odihnesc acasă. Irina a urmat procedurile magazinului, ștergând rafturile și tejdeaua. Era dimineața de vreme și nu existau încă clienți. Irina avea 27 de ani, terminase studiile tehnice și nu avea nici soț, nici copii. Economisea pentru o călătorie în jurul lumii, motiv pentru care avea două locuri de muncă și nu avea nimic împotrivă să lucreze multe ore. Încă din copilărie, visa să călătorească pe tot globul pământesc pe un pachetbot uriaș. Nu avea părinți, trăise cu bunica ei. Tatăl ei a plecat când ea era foarte mică, iar mama ei locuia într-un alt oraș cu noul ei soț. S-a hotărât să lase fetița cu bunica ei până când mama ei se stabilea în noul loc. Ulterior, se presupunea că va mai rămâne doar pentru încă puțin timp, până când Irina va termina școala. Dar fata nu a vrut să-și schimbe locul de reședință. Se obișnuise cu bunica ei și nu voia să o lase singură. În urmă cu 2 ani, bunica a murit, lăsând-o pe Irina singură. Așa că a lucrat pe unde a putut în weekenduri, câștigând bani în plus la piață. Pe măsură ce se apropia ora prânzului, clienții au început să vină mai des în magazin, uneori chiar se forma și o coadă. Irina se învârtea ca o veveriță într-o roată, iar apoi a observat un băiat de 12 ani printre cei din mulțime. Era dezordonat, purta o jachetă veche și uzată care în mod clar nu-i aparținea și strângea cu putere în pumn niște bani. Stătea separat de toată lumea, de parcă se temea să se apropie. Privirea lui era înfricoșătoare. Irina s-a prefăcut că nu-l observă, era destul de pretențioasă, iar acest cerșetor nu-i inspira nicio încredere. Doamne ferește să se molipsească de la el de vreo mâncărime sau infecție. A zâmbit din nou clienților care veneau, a stat de vorbă și a râs cu ei atunci când bărbații o complimentau. Dar băiatul insista și își aștepta momentul. Când toți clienții au plecat, băiatul s-a apropiat cu grijă de vânzătoare și a golit pumnul de mărunțiș pe teștea. Aș dori o pâine, a spus băiatul cu bâlândețe, uitându-se direct în ochii Irinei. Hașme, o pâine lui, Irina l-a imitat în batjocură. Când ai făcut o baie ultima dată? A întrebat ea. Cine știe ce boli ai adus aici în magazin? Dispari. În ochii băiatului au izvorât lacrimi, dar Irina nu i-a dat atenție. Demonstrativ, și-a tras o mănușă de cauciuc și a început să numere monedele. De unde ai adunat atâta mărunțiși? Cred că cerșeai în fața bisericii, nu-i așa? A întrebat Irina. Băiatul nu s-a mai putut abține, a izbucnit în lacrimi și a ieșit în fugă din magazin, lăsând banii pe teștea. Nu și-a luat nici măcar pâinea. Hei puștiule, ia-ți pâinea! A strigat Irina după el, dar băiatul era deja departe și nu a putut să-i audă cuvintele. Irina a luat mărunțișul din mână și l-a pus într-un compartiment separat în casa de marcat. În curând, paznicul a sosit. Dimineața, înainte de a pleca, Irina și-a amintit de mărunțișul uitat lăsat de băiat și i-a spus înlocuitorului ei despre asta. Alexa, mărunțișul este aici, ar trebui să-l dai unui cerșetor, a spus Irina. Despre ce cerșetor vorbești și de ce ar trebui să-i dau? A întrebat Alexa nedumerită. Ieri a venit un băiat de 12 ani, care arăta ca un vagabond, și a aruncat mărunțișul ăsta pentru pâine pe teșghea. Am râs puțin de el și, sincer, nu suport să am de-a face cu astfel de oameni. Oricum, i-am spus câteva lucruri dureroase, iar el a izbucnit în lacrimi și a fugit fără să-și ia pâinea sau banii. Un băiat de 12 ani, zici. Purtând o jachetă gri care e cu 4 numere mai mare decât el. Vorbești despre Radu? A întrebat Alexa. Da, cred că da, a răspuns Irina, fără să înțeleagă de ce fața înlocuitoarei sale se transformase atât de brusc.
El este Radu și vine aici în fiecare zi, a spus Alexa. Nu este un vagabond, are casă și o mamă bolnavă. Ea nu poate munci, așa că trăiesc dintr-o pensie, dar e foarte mică. De aceea vine să câștige niște bani în plus pe unde poate. Uneori mătură curți, alteori ajută la magazin. Iar când nu găsește de lucru, stă lângă biserică și cere de pomană. Doamne, habar n-aveam. Credeam că este doar un vagabond. Ce băiat bun la suflet și de ajutor este. Ce am făcut? Inima Irinei s-a scufundat când și-a dat seama de adevărul despre Radu și de judecățile ei pripite. Nu-ți face griji, acum știi totul. Data viitoare când îl vei vedea, tratează-le cu bunătate și înțelegere. A trecut prin multe, a spus cu blândețe Alexa. Irina s-a simțit regretată pentru acțiunile sale și a jurat să fie mai plină de compasiune și mai puțin critică pe viitor, mai ales față de cei pe care nu-i cunoștea bine. Învățase o lecție importantă în acea zi, una care avea să rămână cu ea pentru mult timp. Viața nu-i tratează pe toți cu blândețe, unii trebuie să recurgă la cerșit doar pentru a-și ajuta mamele, a spus Alexa. Acum imaginează-ți pentru o clipă, chiar dacă mama ta este sănătoasă, ce s-ar întâmpla dacă ar fi grav bolnavă și nu ar fi nimeni care să te ajute? Ce ai face? Iar acest tânăr face tot ce-i stă în putință pentru a-i face lucrurile mai ușoare mamei sale. Merită respect, el are grijă de tot ce se întâmplă acasă pentru ea. Chiar a menționat odată că știe să gătească supă și să prăjească cartofi. Câți copii cunoști care măcar fac curățenie după ei înși? Irina stătea deja acolo, plângând, fără să-și poată stăpâni lacrimile. Cum a putut să se poarte așa cu băiatul? Nu se putea suporta, avusese grijă de bunica ei bolnavă, iar acum, iată, o denigra pe mama altcuiva. Era hotărâtă să-și ceară scuze băiatului, indiferent de situație. S-a dus la masă, a strâns niște mărunțiși în buzunar, a umplut o pungă cu alimente și a întrebat unde îl pot găsi. Întreabă orice vânzător de la piață. Nu e departe de aici, i-a răspuns Alexa, părând surprinsă de schimbarea bruscă de opinie a Irinei. Irina, nu a trebuit să-l caute mult timp. De îndată ce a intrat în piață, l-a zărit pe băiat. Ajută un vânzător de fructe să-și descarce marfa. Când s-a apropiat, băiatul a privit-o cu teamă în ochi și s-a întors pentru a pune o ladă. Radu, stai puțin, nu sunt aici ca să te cert, a spus Irina cu blândețe. Am venit să cer iertare. Băiatul s-a uitat la ea cu ochii larg deschiși. Ascultă, a continuat Irina, mi-am dat seama că am greșit. Situația ta este grea și faci tot ce poți pentru a-ți ajuta mama. Meriți admirație pentru că ai grijă de ea. Îmi pare rău pentru ceea ce am spus, a fost insensibil și nedrept. Ochii lui Radu s-au umplut de lacrimi, dar de data aceasta erau lacrimi de ușurare. Fusese atât de obișnuit ca oamenii să-l trateze prost încât nu se aștepta niciodată la scuze. Mulțumesc, a șoptit el. Nu, eu sunt cea care ar trebui să-ți mulțumească, a răspuns Irina cu sinceritate. Îți mulțumesc că m-ai învățat o lecție valoroasă despre empatie și înțelegere. De acum încolo, voi face tot posibilul să fiu mai compătimitoare și mai puțin critică. Cu asta, Irina i-a înmânat punga cu alimente și restul pe care îl strânsese. Radu a rămas fără cuvinte, dar recunoștința din ochii lui vorbea de la sine. Din acea zi, drumurile lor s-au încrucișat la piață mai des, iar Irina a avut grijă să-l trateze cu bunătate și respect, la fel ca pe orice altă persoană pe care o întâlnea. Învățase că puțină compasiune poate face mult pentru a face viața cuiva un pic mai luminoasă. Îmi cer scuze, a continuat ea, era prima zi de lucru, mă simțeam copăleșită și neliniștită. Și apoi, ai apărut de nicăieri, luându-mă prin surprindere. Știu că mama ta este bolnavă, așa că ți-am cumpărat alimente. A deschis pachetele, arătându-i băiatului ce era înăuntru. Erau pâine, cereale și conserve. Înțeleg că nu este ușor să-mi ierți comportamentul, dar voi încerca, a spus Irina, zâmbind. Radu a privit-o și a întors zâmbetul. Ei bine, hai să uităm de asta, a spus el, deși nu-și putea lua ochii de la punga cu alimente.
chiar sunt toate astea pentru mine?" a întrebat el, sperând că Irina nu glumea. "Da, bineînțeles," a răspuns fata. "Radu, pot să te ajut cu ceva?" "Mă descurc și singur," a spus băiatul cu încredere. Apoi a luat geanta și s-a îndreptat spre casă, cu fața strălucind de zâmbet. În drum spre casă, Irina și-a amintit că uitase să-i dea băiatului restul. Când s-a dus la schimbul următor, a adus două porții de mâncare, în caz că Radu ar fi apărut. Și a apărut. Ea i-a oferit o gustare, iar băiatul nu a refuzat. În cele din urmă, ea i-a dat restul pe care îl lăsase în urmă. Au stat mult timp de vorbă, iar Radu a povestit despre mama sa și despre cum tatăl său îi părăsise când aceasta se îmbolnăvise. Tatăl său se recăsătorise, iar acum avea un nou fiu preferat. Din fericire, mama lui îl avea pe el, care învățase să se ocupe de tot ce era acasă, ușurându-i povara. Vorbea despre lipsa lui de prieteni, despre cum îl tachinau copiii de la școală, dar nu-și pierdea speranța. Irina asculta poveștile lui Radu și se minuna de rezistența lui. Dificultățile nu îl frângeau, ci îl făceau mai puternic. Au devenit treptat prieteni, iar într-o zi, Irina l-a rugat pe Radu să-i o prezinte mamei sale. El a fost inițial lentant, dar Irina i-a explicat intențiile sale. "În curând va începe școala, iar vara nu va dura la nesfârșit. Te pot ajuta, combinarea muncii și a studiilor va fi dificilă pentru tine. Nu este o problemă pentru mine, dar trebuie să discutăm cu mama ta și cu copiii. Asemenea chestiuni nu se decid doar de noi." Radu a fost de acord și a dus-o pe Irina să se întâlnească cu mama sa, Raluca. Când Raluca a aflat că aceasta era femeia care le aducea în mod regulat cumpărăturile, s-a grăbit să-i mulțumească. "Nu am venit aici în căutarea recunoștinței, vreau doar să ajut," a spus Irina. "Radu și cu mine am devenit mari prieteni, iar el este un tânăr minunat. Dar va fi o provocare pentru el să jongleze între muncă și școală, mai ales că luna august se apropie de sfârșit. Și tu crezi că fiul meu trebuie să meargă la școală?" a întrebat Raluca. "Să nu mă înțelegi greșit la început," a explicat Irina. "Nu sunt în niciun caz aici ca să-ți împredici sau lecții. Am economii puse deoparte pentru o călătorie în jurul lumii, dar asta nu este important. Voi folosi acei bani pentru a cumpăra toate pentru școală și pentru a vă ajuta. În realitate, locuiesc singură într-un apartament cu 3 camere, iar casa voastră este în mod clar improprie pentru a locui. Dacă vă mutați la mine, va fi mai bine pentru mine, iar pentru voi va fi mai ușor." Radu s-a uitat rugător la mama sa, iar Raluca a promis că se va gândi la asta. Nu putea lua decizii atât de importante peste noapte. Irina le-a lăsat numărul ei de telefon și a plecat. A doua zi, Radu a sunat, sau mai degrabă a strigat în telefon, că mama lui fusese de acord. În decurs de o săptămână, s-a mutat la Irina. Nimeni nu mai îndrăznea să facă mișto de Radu la școală, pentru că nu mai era un sărac. Avea o mamă iubitoare și o soră mai mare, Irina. Locuiau într-un apartament spațios și confortabil, iar el avea acum propria cameră cu o mulțime de lucruri noi și interesante. Nici nu ar fi putut visa că viața lui va fi dată peste cap în felul acesta. Acel pumn de monede stă acum într-un borcan pe raftul său, pentru că i-au adus o fericire imensă. Dragi prieteni, aceasta este povestea. Și vă mulțumesc că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să dați like, dar și să dați click pe iconița clopoțelului pentru a fi anunțați de videoclipuri noi. Toate cele bune!